Guvernul spune că va fi o evaluare a miniștrilor. Noi știm că foarte mulți doresc schimbarea lui Tudorel Toader. Mă refer la vârful PSD. Aici, la punctul de întâlnire, ați aflat că Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, este cap de listă la europarlamentare, își dorește să candideze, va pleca la Bruxelles cu siguranță și atunci cel puțin două nume ar urma să fie schimbate. Remaniere sau nu? Uite că Liviu Dragnea dezminte că e vorba de remaniere, dar realitatea ne arată că în maxim două luni de zile se vor schimba niște miniștri. Din informațiile pe care le am eu din această zonă, da, va fi remaniere undeva în mai-iunie, probabil că și după alegerile europarlamentare. Rovana Plumb a anunțat public. Înțeleg că pe listă, pe un loc eligibil, este și ministrul pentru românii de pretutindeni, care la fel a anunțat public că vrea să merg doamna Intotero. Înțeleg că și doamna Carmen Dan își dorește un loc de europarlamentar. Asta ar fi ce pleacă spre Bruxelles. Însă sunt și ceva analize. Sper doar că nu miniștrii ăștia pe care i-a numit cu greu domnul Iohannis să intre, adică să aibă cel mai scurt mandat. Știu că sunt zone importante. Cam odată, nu știu dacă domnul Bădălău, că înțeleg că și domnul Bădălău ar vrea europarlamentar, asta probabil că ar fi lovitura, wow. Da, este undeva o discuție pe o listă pe care am văzut-o, eu era și dânsul acolo la un loc de frunte, mă rog, nu știu câți vor reuși să intre pe acea listă, că e bătălia mare, pentru că și mulți dintre cei actuali europarlamentari își doresc locuri eligibile, dar dincolo de plecare va fi o evaluare și cu siguranță că unii dintre miniștrii din actualul cabinet vor pleca undeva în iunie, repet, după ce se va termina spre sfârșitul președinției rotative a Consiliului. Vladimir Ionaș,